bună ziua, bună seara, bună dimineața, pe unde ați fi și vă uitați la chestia asta. Așa cum am stabilit cu Claudiu data trecută, ne ținem de cuvânt și facem tipul ăsta de emisiuni ceva mai des. Dar asta m-am deplasat eu din capătul celălalt al României până aici și poate până la finalul episodului îl convingem pe Claudiu ca la ediția viitoare să vină el la Cluj, eventual în nou meu studio, atunci când îl voi avea. Abia aștept. Claudiu, bun venit la Alternativa Libertății. Da, hai să supărăm pe toată lumea. De la ultima noastră discuție s-au întâmplat destul de multe. Ultima dată când am discutat nu începuse tot scandalul cu UG13, toate celelalte. Povestește-ne cum s-a văzut toată treaba asta din perspectiva de demnitate, din interiorul sistemului, cum ar veni. Păi, din interiorul sistemului pot să zic că a fost ca un fel de trezire la realitate. Deci, felul foarte rapid în care a acționat guvernul acesta prin a implementa prioritățile de facto ale clasei politice dominante, au fost ca un fel de blitzkrieg, care pe noi din amorțeala, să zic așa, de imediat post-alegeri și de organizarea, când încă nu aveam staff, încă nu aveam pe nimeni, încă aflam și noi ce e aia, unde sunt camerele, unde putem să ne desfășurăm activitatea, totul, adică eram foarte noi. Deodată am fost luați prin asalt de acest blitzkrieg, care n-a fost doar ordonanța 13, a mai fost și ordonanța 9, dar vorbim și de ea, adică practic au fost o groază de chestii pe care guvernul acesta a venit cei drept pregătiți să le facă, adică nu e, din punct de vedere al profesionalismului, putem zice că au acționat foarte profi, imediat aveau textele gata, le-au pus pe circuit. Exact. Și cumva ne-a trezit rapid la realitate să înțelegem rolul nostru sau un potențial rol de-al nostru în sistem. Adică, pe lângă rolul de monitorizare și de tragere semnal de alarmă, ceea ce face și presa până la urmă, adică nu trebuie să fii în Parlament ca să faci chestia asta, e cumva să le deranjezi activitatea zilnică, să nu-i faci să se simtă confortabil fiind ultimii oameni, ca să nu le zicem altfel. Adică, practic, ei până acum, când făceau genul acesta de lucruri, când dădeau o lege cu dedicație, când își făceau genul ăsta de mârlănii, era scandal în presă, mai așa lumea afară, dar ei la locul de muncă totuși stăteau în fotoliul lor confortabile, nu-i deranja nimeni. Era ok. Pe când acum totuși au fost niște oameni mai tineri care au intrat în Parlament, care nu aveau aceleași partipriuri, care nu erau legați de aceeași baroniadă care a cam susținut cam toată clasa politică, indiferent de partid, care să le zică să vă fie rușine. Noaptea ca hoții. Sunteți niște hoți. Adică au fost schimburi din astea de replici cu care ei în mod evident nu erau obișnuiți, care e prima oară când li s-au întâmplat. Adică să li se spună chiar în față să fie deranjați la locul de muncă, să fie scoși din rutina zilnică în care erau, că ei erau cum erau doar între ei, chiar și dacă sunt mai multe partide, tot între ei sunt. Adică cumva își dau mâna și așteaptă scandalul să treacă. Dar de data asta parcă era chiar lângă ei acolo, adică le deranja activitatea, lucru care cred că și pe ei a surprins și i-a deranjat. Și mă bucur că i-a deranjat. Și... Da, și probabil a fost și ceva mai greu, să dai mâna și cu partide care pot intra din stat cu bun. Nu, noi nu dăm mâna cu voi vă duceți pe amodea cu cine. Da. E mult mai complicat, probabil nu se așteptau la chestia asta. Nu se așteptau și, așa cum ai zis tu, deci atitudinea e diferită și a lor față de noi, dar și a noastră față de ei toți până la urmă, pentru că e greu să dai mâna cu toate și cu un penelist care știi când te uiți puțin în parcursul lui că a fost și în PSD, a fost și în PRM, a mai fost și prin alte, adică cumva... Chiar dacă are apartenența la un partid, el tot din aceeași clasă este și din aceeași tagmă. Da, dar nu întâmplător da. Folosim sintagma clasa politică, pentru că corect. Destul de rar se întâmplă să fie diferențe. Bun, ai menționat de UG9. Da. Eu înțeleg foarte bine cum a funcționat mecanismul, dar sunt convins că o porțiune semnificativă din America care se uită la noi nu s-au stresat să afle toate detaliile. Povestește-ne cum e cu UG9. OG9 a fost ceea ce în jargonul intern al guvernului, am aflat și eu anul trecut, se numește OG trenuleț. Deci când vrei să dai un pachet de măsuri care afectează de toate, de la piața muncii la o mică reglementare, nu știu unde, majoritatea sunt clarificări care poate sunt binevenite. Atenție, pentru că nu scrie o lege bine, perfect din prima, mai ai apoi niște clarificări de tipul majorările salariale și creșterea salariului minim. Ce se aplică mai întâi? Că ele au fost date în același timp. Mai întâi pune salariul minim, după care majorăm cu X%, cum au zis ei, sau mai întâi majorăm cu X% și apoi vedem dacă suntem sub salariul minim și creștem până la nivel, sau chestii de tipul ăsta, așa, care sunt probleme care se pun în practică, nu se gândește nimeni la toate scenariile ex-ante, așa că mai vin cu clarificări. OUG9, de exemplu, era genul acesta de OUG, trenuleț. Problema e că în genul acesta de OUG, dacă nu citești foarte bine măsurile, sau măcar alea din domeniile în care ai o oarecare specialitate, că nu-ți cere nimeni să fii multispecialist, mă rog,
cumva câteodată se cere, dar să zicem că nu reușești, nu e un deziderat realist, a conținut și niște șopârle și PSD-ul face chestia asta și nu doar PSD-ul, haideți să fim serios, și este o practică să pui într-un OUG de genul acesta mai multe chestii și o prevedere mică undeva acolo care... pe care oamenii în general, dacă o citesc la prima vedere, nu-i sesizează importanță. Una dintre aceste prevederi era suspendarea unor articole din legea 500 a finanțelor publice, anume unui articol care e foarte important, unui articol 4, deci, și prin numărul articolului, știi, astea mai primele sunt mai principii, pun mai multă greutate și detaliile vin apoi, cumva apoi. Articolul acesta 4 spunea ce? Spunea că creditele bugetare și de angajament ale statului român sunt obligatorii ca sumă maximă, adică dacă eu i-am dat ca parlament, unui minister, unei agenții, voie să facă cheltuieli de 300 de lei și el a pus 400, a greșit. Aici înseamnă că nu respectă bugetul și trebuie penalizat cumva. Și ca quantum, deși ca sumă maximă, sunt obligatorii, dar și ca destinație. Adică dacă eu am zis 300 de lei, 300 de mii de lei, să zicem, nu știu, pentru ordine publică, dar el i-a dat pe educație, e o problemă. Și evident că e un articol central pentru procesul bugetar, că dacă nu, la ce mai folosește bugetul? Că scriem niște cifre pe hârtie, dacă ele nu se respectă, salutare. Adică nu faci un exercițiu orientativ, nu faci un exercițiu din ăsta că e interesant să-l facem, să vedem cum s-ar putea aloca resurse. Oricum, bugetul nu e respectat la modul perfect, în sensul că nu se ating maxim. Există o execuție bugetară care în genul e sub. Dar măcar ca și quantum maxim, măcar ca și destinație, ești pe acolo. Ori articolul acesta care ne spunea lucrul acesta, deci ne spunea că sunt obligatorii și că persoanele care le nesocotesc vor fi sancționate penal. Deci ne spunea toate aceste lucruri. A fost pur și simplu suspendat, dar nu desfințat, nu abrogat, a fost suspendat până la 1 ianuarie 2018. Adică exact anul ăsta, cât aveau nevoie să facă ce vor ei. Da. Și prevederea aceasta se înscrie cumva într-o viziune mai largă asupra lucrurilor pe care le fac ei, în sensul că ei și-au dat o flexibilitate enormă în cheltuirea banilor. Cuvântul flexibilitate, în general, eu am căutat unul care să se potrivească mai bine, că de obicei e o nuanță pozitivă că ești flexibil. Dar în cazul statului și cheltuirii de bani, nu e bine să fie flexibil, că flexibil pentru oamenii ăștia înseamnă că aducă banii aiurea. Oricum, și cu toate checks and balances-urile și cu tot sistemul pe care avem, tot vedem terenuri de fotbal în pantă, poduri care trec în calea ferată și taie fire de înaltă tensiune, poduri care duc nicăieri, trenuri, cum a fost la metrou în București, mai late decât peronul, tot felul de aberații de genul acesta, care nici măcar nu e problemă ideologică să spui că e o aberație. Adică nu e absolut unanim recunoscut. Sunt ahilare de cazurile acestea. E bine, asta în condițiile în care totuși avem un cadru bugetar de control al banilor și toate astea, dar în cadrul în care le mai flexibilizăm, le mai suspendăm și pe alea, păi atunci e noaptea minții. Adică atunci chiar că avem un desfrâu mare și ei suspendau acest articol în privința creditorilor de angajament. Anume, și aici, ca să înțeleagă toată lumea, creditul bugetar e cât ai voie să cheltui efectiv într-un an, creditul de angajament e cât ai voie să angajezi statul. Adică eu pot să semnez cu tine un contract pe 100 de milioane de lei să facem un drum, dar în primul an nu te pot plăti decât 20 de milioane de lei. Restul de 80 de milioane vedem anii viitori. Și atunci am credit de angajament 100 de milioane, credit bugetar 20 de milioane, de exemplu. Deci creditul ăsta de angajament, practic, e idoma datoriei publice. Că prin faptul că statul a luat banii sau nu, it doesn't matter, îi datorează. Adică dacă eu ți-am zis și tu ai făcut lucrările și am semnat contractul, în principiu, we're good. Trebuie să te plătesc și tu, evident, trebuie să le execuți lucrările. Deci, practic, având în vedere că ei scoteau mecanismul ăsta de verificare a creditorilor și de control a creditorilor de angajament, îți făcea bugetul efectiv Schweizer pe anii viitori, ca anii viitori să vină să spună chestii de tipul: păi nu putem, că avem deja contracte semnate, trebuie să le dăm acum, curcăm circuitul civil, e haos, nu, trebuie să plătim furnizorii de whatever ce au plătit ei și ce au angajat ei, pentru că acum contractul au aiurea. Acum, scandalul cu OUG 9, începând înainte să ajungă legea de aprobare a OUG 9 în Parlament, ea a trecut deja de Senat și ajunge acum în Camera Deputaților, nu știm exact când, pentru că depinde de biroul permanent, asta e altă putere a lor. Deci când ai, doar din sistem îți dai seama de puterea anumitor funcții. De exemplu, deci, dacă ai niște funcții în biroul permanent, poți să întârzi foarte mult, eventual să le târzi bine de tot unele legi. Unele OUG-uri sunt în continuare în vigoare de ani de zile, nu avem încă legea de aprobare, deci, sau de respingere, sau whatever.
Ei, și atunci, atunci când vine, o să introducem un amendament acolo și sper că aceleași argumente și aceleași căi pe care le-am folosit la legea bugetului să fie valabile și acolo. Dar, ca să revin, deci la legea bugetului, ce am făcut este un amendament care să spună că articolul 4, primele 4 alineate care au de fapt cele importante, nu se suspendă, se aplică în 2017. Și recunosc că aici cumva jocul a fost făcut și prin faptul că eu am avut totuși colegii de la PSD o atitudine mai non-conflictuală. Adică n-am dat mâna cu ei să negociem, oricum n-aveam ce să le dau eu la negociere, că suntem în opoziție, nu vor nimica de la noi. Doar că cumva am încercat să nu fiu eu vârful de lance care să-i scuip în față, să zic așa, știi? Adică, pentru că și ei cumva, odată ce sunt în comisie, îi vezi că încearcă să fie civilizați și așa, adică ei cumva sunt niște domni care fac mărlănii. Adică, și atunci, cumva, cred că și datorită lucrurilor acestea, m-au susținut. Până la urmă, ce important este să se susțină și ministrul, care ministrul nu prea putea să susțină așa ceva, pentru că contrazice OUG-ul pe care el însuși l-a dat. Deci, el a ales calea de a zice nu susțin, dar nici nu mă împotrivesc. Ca cumva să le dea poarta astora să... Da, o să vedem. Da, exact. Da, înseamnă că we dodged the big bullet cu chestia asta. Da, și unul dintre cazurile așa, de exemplu, eu sunt, după cum știi, libertarian, dar e una dintre chestiile alea care nu e ideologic. Da, poți să fii și comunist și tot să-ți dai seama că, până la urmă, cheltuirea banilor ăsta ar trebui să aibă niște... checks-uri, niște verificări, niște garanții, că se duc măcar cât în linia. Exact. Că dacă nu, efectiv, oricum ce sunt jucate, e inutil. Eu deci mai scriem cifre pe hârtie. Da, e ca fi ca la o familie de preții, avem niște bani la schimb cheltuie cum da. De plan, n-are exact. Importanță exact. În direcție, da. Bun. Prezentul scandal acum care se prefigurează, noi filmăm asta pe 11 martie, pare să fie nou proiect de lege a grației. Acum nu știu în ce măsură va mai suscita aceleași tensiuni. Teodor Meleșcanu zicea recent că este măsura asta de grație este o măsură absolut necesară. Este citat direct, având în vedere, citat din nou, aglomerația din penitenciarea, am încheiat citatul. Cam cât de serioasă e problema, eu sunt destul de sceptic la asta, cu aglomerația penitenciară. Deci, datele oficiale care le avem de la ANP, Agenția Națională a Penitenciarelor, sunt că numerele sunt în scădere. Noi acum suntem sub media din ceilalți ani, că noi, de fapt, pentru conform unei capacități teoretice, suntem peste. Eu sunt de acord, dar poate nu e cel mai grav lucru și poate nu e cel mai urgent lucru. Deci lucrul ăsta iarăși arată prioritatea actualilor guvernanți. Și aici poate bine să ne uităm puțin în istoria PSD și să înțelegem și de ce domnul Ponta acum este marginalizat și demisia din PSD. Păi zicea, dar nu știu dacă își dă cine a demisia dintr-un partid la guvernare. Adică e mai greu, că totuși domnul Ponta este președinte de comisie. I s-a dat un oarecare minim de respect, să zic așa, dar efectiv e minim. Adică nu cred că îi puteau da mai puțin, să zic așa, în cazul lui. Dar practic ce avem în PSD este o putere locală care a luat puterea. Deci pur și simplu... Guvernul Ponta nu a livrat ceea ce vrea puterea locală care aducea voturile și atunci avem exponentul acesta al puterii locale care este domnul Dragnea, care pur și simplu a luat puterea și zis, da, why do we need you? De ce avem nevoie de unii la centru? Rămășița lui Iliescu, Năstase și așa. Ok, ne-ați lăsat să furăm, ne-am crescut, structurile sunt mai ales locale, voturile de acolo vin, dacă voi ne dați afară pierdeți voturi, dacă noi vă dăm afară nu pierdem nimic. Și atunci, ba chiar, it's a nuisance, adică ba chiar Ponta și ăștia așa aveau o imagine proastă și probabil că dacă ar fi fost puși în prim plan în alegeri, luau mai puține voturi, probabil. Și avem acest exponent al puterii locale, care acum face ceea ce cerea lui Ponta să facă dinainte, că discuția cu grațierea nu e nouă. S-a mai tot vorbit și în campanie, PRU a îndrăznit să scoate subiectul, Ponta să zică ceva de genul că ei zic ceea ce noi gândim. Ceva de genul acesta. Acum avem în față efectiv prioritățile. Știi? Și până la urmă e bine când auzim de priorități să ne uităm la două lucruri. La bani, where does the money go, și la acțiuni. Adică dacă te uiți la statul român, degeaba ziceam, prioritatea educației, sănătatea, nu știu ce, 33% merg în asistență socială.
Deci cea mai mare cheltuială de departe, într-adevăr, pentru că acolo sunt pensiile, dar hai să nu ne mințim, adică dacă te uiți la statul român strict financiar, acolo sunt bani. La fel și Uniunea Europeană, dacă te uiți la ea, cei mai mulți bani se duc pe ce? Agricultură. Deci, ok, bine, mai ai și niște programe high-tech, nu știu ce, să încurajăm cercetarea, dezvoltarea, dar când cea mai mare parte din buget de departe se duce pe agricultură, tu ești o schemă esențialmente de redistribuție pentru a subvenționa agricultori. Da. Na, deci nu pui botul că e o chestie foarte serioasă asta cu asta grazierii. Asta cu grazierii, absolut deloc. Și nu, e continuare așa și a priorităților lor, adică să ne mințim. Da. Dar eu am avut posibilitatea să vizitez penitenciare din interior și am aflat și câteva lucruri de pe la unii de penitenciare. De exemplu, multe situații sunt aglomerate. De ce? Pentru că ai legea aia că dacă pedeapsa e până nu știu cât, trebuie să pedeapsa să fie executată la penitenciarul cel mai aproape de domiciliu stabil al deținutului. Și asta automat pune presiune pe penitenciare, inclusiv pe penitenciare de maximă siguranță, când la fel de bine ar exista penitenciare la distanță de 50 km în plus, care sunt jumate ca oră. Și pentru că nu se poate admite, pentru că există, mai de exemplu, dacă vrei să rezolvi problema cu aglomerării în penitenciare, poate o suspendare a articolului ăla de lege, măcar pentru o perioadă. Ca să fie o gestiune mai bună a deținuților. Da, ai o gestiune mai bună a deținuților, sigur, mai scade pe ansamblu procentul de aglomerare, posibilitatea de plângere la centru mai scade și aia, dacă chiar într-adevăr asta e problema, dar evident nu asta e problema din moment ce soluția propusă este de fiecare dată mai mult de grație. Bun. Următoarea întrebare de la un fan al canalului. Și aș vrea doar să mai menționez un lucru, că apoi și cu grațierea asta, depinde ce grațiezi, pentru că ei grațiau inclusiv amenzi penale. Ori amenda penală nu ți aglomerează penitenciarele. Grațiau pedepsele cu suspendare, lucru care îl interesează în mod special pe domnul Dragnea, pentru că el are o pedepsă cu suspendare și dacă mai vine una, automat următoarea trebuie să fie cu executare. Și e interesat în mod special. Iarăși, aia nu ți aglomerează penitenciarele. Deci, eu zic că și argumentele pe care le folosesc trebuie să ne uităm în contextul acțiunilor. Se potrivesc? Atunci de ce ați făcut aia în felul ăsta, știi? Că, na. Scuze-mă. Bun, întrebare de la un fan al canalului, care s-a uitat la interviul precedent pe care l-am avut de la distanță, am făcut mai emoții. Okay. Întrebare, ce înseamnă, citat integral, ce înseamnă un alt fel de un alt fel de a face politică? N-am înțeles nimic. Cum s-a rezolvat diferențele fundamentale dintre oamenii din partidele de la USR? Răspunsul pare a fi, am avut niște discuții plăcute, deci sunt sigur că rezolvăm noi cumva. Eu nu cred că diferențele de genul ăsta se pot rezolva cumva, indiferent cât de interesante sunt discuțiile și afirmațiile vagi de genul ăsta, nu mi inspiră încredere că USR-ul va fi descoperit cumva soluția magică la problemă. Motivul pentru care am ales Soitorul, pe lângă faptul că i-am promis fanului că o să pun întrebarea asta, e că am văzut recent standul Clujanul luat de Dohotaru și am băie, nu. Boss, nu. Serios, nu. Pe bune, how the hell do you reconcile that shit? Deci hai să luăm, cu începutul. Deci cu întrebarea, USR-ul nu are o soluție magică, în primul rând. Ce înseamnă altfel de politică? Dacă ne uităm la politica așa cum s-a desfășurat în România, și nu doar în România, dar în general în multe părți, observăm aceeași gen de tensiune, de tipul grupuri de interese care promovează pe cineva, susțin financiar pe cineva, au niște preferințe, mașinărie de vot care îi susține pe oamenii aceia și asta e foarte important, de structuri locale bine puse la punct. Și structura locală nu înseamnă că ai 3-4 fani, simpatizanți, membri voluntari undeva care și-au deschis, și-au pus PNL, USR, nu știu ce. Înseamnă că ai niște oameni notabili care acolo zic și votăm așa și așa votăm, da, și care sunt puternici în zonă. USR-ul, evident, n-a avut nimica din toate lucrurile acestea. Deci, au fost colecție de grupuri militante din diferite locuri. Unde așa este, da, atenție, nu e paronia. N-ai niște interese financiare coagulate, nu mă refer la marea finanță, bănci sau chestii, ci de baroni locale, adică și ăștia până la urmă tot financiar este. Deci ei sunt un business. Partidele în România sunt un business. Da? Deci ei, practic, oamenii, dacă te uiți, de exemplu, la ANOFM, la ANSPC și toate astea așa, sunt mii de oameni angajați în organigramă, foarte mulți inspectori și consilieri. Da? Oamenii de fapt nu dau niciodată pe la locul de muncă, ei sunt practic, lucrează la partid și scandalul, chestia asta au tot fost. Deci practic, ei sunt un aparat de parazitare a statului și care tocmai de aceea și funcționează atât de sustenabil. Ei nu au certuri de doctrină sau poate au certuri de doctrină așa, că mai vine un Florin Manole și zice, hai că cu parteneriatul civil și nu știu ce și ăștia sunt mai conservatori și așa, dar
foarte puține certuri. Dar și fac măsuri din astea care sunt în contradicție flagrantă cu ideologia lor. Și PSD-ul a luat măsuri foarte liberale și PNL-ul propune și a luat măsuri foarte, foarte socialiste. Deci, pentru că nu, de fapt, nu asta e miza la ei. La ei este o miză financiară, este această parazitare a statului care se întâmplă foarte bine, se întâmplă de mult timp și le dă o structură solidă. Trebuie să recunoaște că un business, în general, funcționează tocmai pentru că toate interesele sunt, they fall in line, toate interesele se aliniază. Da? USR-ul nu a venit așa. USR a venit ca oameni noi, care în general nu au mai făcut politică, zic în general pentru că sunt foarte puține excepții, mai ales acum cu guvernul tehnocrat. Să zicem că dacă ai fost ministru în guvernul tehnocrat, nu poți zici că n-ai avut o funcție politică, cum a fost Cristi Ghinea, de exemplu. Dar în general nu au mai făcut politică, au activat în ONG-uri, nu sunt susținuți de vreun baron local și care chiar vin cu probleme ideologice. Și a căror soluție la problema asta ideologică, care de fapt sunt ireconciliabile, că de sute de ani avem aceleași discuții, adică nu poate cineva să bată cu pumnul în masă, eu să zic, nu știu, de simțăm salariul minim și Florina să-mi zică, bine, dar naționalizăm industria, mă rog, nu că ar zice Florina asta, dar zic așa, deci, nu așa se vor tranșa, a fost să ne raliem pe lucrurile pe care suntem de acord și pe care putem marșa împreună. Și, ca să fim drepți, dacă facem 15 grupulețe, câte doctrine sunt, că există și unul mai Christian Right, există și mai Socialist Christian Right, există și mai Liberal Christian Right, există de toate. Probabil că nu intra nimeni în parlament și nu făceam niciun ghișeft, adică nu faci decât un exercițiu de imagine, te prezinți la alegeri și de fapt nici măcar nu te prezinți dacă ești puțin rațional și îți dai seama că procesul nu și are nicio finalitate. Pe când dacă o faci coagulat, poate ai o șansă. Asta e meritul USR, că a coagulat oamenii aceștia, care într-adevăr nu sunt de acord pe doctrină sau pe unele chestii, dar pe unele sunt. Alea corul ăla de tipul OUG9, care nu e ideologic, sunt. Sau chestii de tipul, băi, hai să punem reflectorul pe ăștia. Și ai fi surprins câte lucruri am votat împreună cu Florina și Adrian Dohotaru, împreună, pentru că sunt unele chestii de tipul crony capitalist, în care și ei sunt de fapt foarte contra și este bine și cinste lor că sunt, știi? Sau surprize plăcute pe care le-am avut de la unii colegi care îi simțeam mai de stânga, mai socialiști, așa, care în momentul în care vedeau o măgărie aveau exact reacția aceea vehementă libertariană care era trezită și în mine, dar na, pe care nu știam dacă este împărtășită cu da, totul. Da, cum a fost de exemplu aia cu creșterea cu spune de stres neuropsihic. Iată, da, pe care atunci și Florin Câțu a votat pentru și Florin a presat împotrivă. Da. La podcastul de weekend pe care îl fac despre canalul ăsta, eram eu și cu colegul meu Alin de la presa locală, iar... How the hell do you reconcile that shit? Păi uitați-vă că realitatea de multe ori este mai complexă decât orice model pe care îl facem în mintea noastră. Și uite că a existat un caz în care tu ai fi votat împreună cu Florina, de exemplu, și nu împreună cu Câțu, dacă erai acolo. Tocmai pentru că oamenii în USR au verticalitatea asta, să zic, în sensul că noi votăm foarte des cu conștiință. Și ai să vezi, probabil, mai ales în cazul parteneriatului civil, de exemplu, sau cu modificării Constituției, ai să vezi voturi divergente. Și, într-adevăr, dacă mă întreabă cineva în electorat, păi eu și cum fac ca să, dacă vreau, musai chestia asta? Atunci nu ne votez pe noi. N-am ce să zic, pentru că noi nu o să avem o poziție unitară pe chestia asta, credem că altele sunt prioritățile cele mai mari acum. Și, în general, chestia asta sunt date și ca fumigen. Deci toată chestia asta cu căsătoria gay, asta nu e problema principală a României, nici de departe. Deci dacă ar fi să faci o ierarhie a problemelor, poate vine foarte, foarte jos. Adică când mor oameni în spitale, nu se găsesc medicamente, educația e la pământ, clădirile sunt într-o situație dezastroasă, adică ai școli care n-au aviz ISU, ISU care obligă pe privați în schimb să-și ia aviz, ipocrizie generalizată, 15.000 de grupuri de interese care tot trag câte un privilegiu în direcția lor. Astea apoi sunt date ca fumigenă. Și, na, uite că merge. Da, bine, de acord cu tine, cu Conin, atâta vreme cât însă se discută, eu o să-mi asum poziția. Da, clar. Adică, da, bun, de acord cu tine că nu-i prindă într-o fostă probleme. De asta, dacă eu aș avea pâine aș cuțit, nu aș discuta subiectul ăsta deloc până prin 2040. Exact. Avem niște multe alte probleme, în 2040 discutăm despre căsătoria, maybe. Dar dacă atâta vreme cât e pusă pe masă, vreau n-am de ales. Da. Revenind la chestii care contează mai mare, mai important, sigur, cum ar fi, de exemplu, salariul minim, care a crescut iar pentru a 7-a sau 8-a oară în ultimii 5 ani, ceva da, de genul ăsta, oricum, cel de exact și s-a mai mult decât dublat. În 2009 era 600 și ceva de lei salariul minim pe economie și acum e 1450. De fapt, e mai mult, cred, salariul. E brut. Da, 1450 brut, complet e 1700. Da, ceva de genul. Producând, evident, efectele pe care le știm. Există un consens în interiorul USR-ului pe subiectul ăsta? Acum noi doi știm clar cum vedem lucrurile Da, deci practic
nu știu opinia tuturor colegilor, dar știu sigur care e opinia mea și știu sigur care e opinia Florinei, de exemplu, să zic așa. Partea bună cumva este că USR-ul a trebuit să se pronunțe pe problema aceasta, pentru că salariul minim nu crește prin lege, crește prin HJ, prin hotărâre de guvern. Deci pur și simplu o poziție republică pe care o ai, dar nu un vot efectiv pe care îl dai. Așa că e unul dintre subiectele acelea unde avem opinii diferite. Unul ca mine, de exemplu, o să zică că salariul minim de fapt nu e un salariu minim, e un salariu sub care n-ai voie să muncești. Și când pui problema în felul ăsta, e mai greu să o susții. Apoi poți să ataci de dacă problema se pune în termenii ăștia. Eu zic că da, pentru că statul nu obligă niciun angajator să te plătească. Ca să zici că ai un salariu, dacă ar obliga angajatorii să te angajeze și ar zice salariu minim, ok, atunci poate ai avea redistribuțiile alea, că își scade profitul, mai dă la salaria, nu știu ce. Dar în cazul în care, de fapt, nu obligă nimeni pe nimeni să fie angajat, să angajeze pe altcineva, pur și simplu, dacă munca pe care o prestezi devine mai scumpă decât aportul pe care îl ai la procesul productiv, doar dintr-o eroare antreprenorială, care nu are cum să fie ceva care se menține pe termen lung, vei rămâne angajat. Și lucrul ăsta se vede, de fapt, pentru că greșeala mare când și e o chestie voită, adică nu pot să cred că profesori universitari greșesc toți în halul ăsta, așa. Ei când compară, de exemplu, cum crește șomajul atunci când crește salariul minim, se uită șomajul global, de exemplu, care evident că e influențat de 15.000 de alți factori. Și hai să zicem că unii dintre ei mai integrează și alți factori, creștere economică, nu știu ce, pentru că să ai chestii care ți impactează pozitiv și chiar dacă ai avut creștere salariul minim, scade șomajul, că nu știu, s-a descoperit o resursă mare de, nu știu ce, uraniu și crește industria acolo și se angajează și, mă rog, e posibil. Și lucrurile astea se pot întâmpla concomitent, pentru că în lume nu avem factori izolați. Zicem, băi, punem pe pauză absolut tot. Da, salariul. Da, ce te-ai spai, ce te-ai spai, e o ficțiune teoretică, exact. Mai, e un exercițiu intelectual, nu practic. Dar ei ce fac este că iau șomajul ăla global, nu se uită la șomajul categoriilor celor mai expuse, celor mai de jos. Adică cine? Tinerii, oamenii care nu au experiență în general, oamenii slab calificați, că... În general, bine, aici e o discuție dacă 5 ani de facultate te face mai calificat sau nu. Dar, în general, oamenii mai slab calificați, adică tocmai săraci, tocmai pe aia care zici tu că vrei să-i ajuți, tocmai alor le dai în cap. Și dacă te uiți la șomajul tinerilor, în toate țările cu salariu minim, este mult mai mare versus cele în care nu au salariu minim. Și șomajul în general este mai mare cu câteva puncte între țările acestea, dar mai ales pe categoriile vulnerabile acolo se vede mult, mult mai bine. Pe mine mă amuză că oamenii care susțin chestiile astea sunt aceiași oameni care după aia vin și îmi laudă Suedia. Eu sunt mic expert pe Suedia pentru că n-a se întâmplă. Și de fiecare dată spun, bă, și eu, Suedia nu are salariu minim. Nu e întâmplător faptul că e una dintre puținele țări din Europa care are un youth unemployment, șomajul rândul tinerilor, foarte mic. În ciuda faptului că țara trece pentru o criză economică din nou, pentru că e Suedia și e tot timpul o criză economică. Dar cu toate astea, tinerii nu suferă. Șomajul rândul tinerilor este printre cele mai mici, nu doar din Europa, ci din lume. De ce? Că nu există salariu minim. Și tinerii tind să nu se înscrie în sindicate de la bun început ca să negocieze colectiv salarii minime și negociază individual. Și da, asta înseamnă că de multe ori câștigă mai puțin, dar câștigă, nu știu, zero. Și atenție, asta este și un motor de incluziune foarte mare, pentru că stânga tot ne vorbește de incluziune și toate astea, dar apoi face totul ca să facă incluziunea grea sau imposibilă. Deci, piața muncii este un mare motor de incluziune în societate. În momentul când ieși de pe băncile facultății sau liceului, depinde la ce nivel te oprești, imediat trebuie să intri în această viață activă, să nu stai stingher deoparte șomer și acea stigmată de șomer chiar există și este un impact psihologic mare și îl înțelegem, adică libertarii nu sunt că unii care se prezentează, nu vă pasă, ba nu, nouă ne pasă, voi sunteți cei care din, da, adică eu nu-i contest, poate și vouă vă pasă, doar că vouă vă pasă și le faceți rău, adică asta le spunem noi. Și acest motor de incluziune se vede, uite cum ai zis foarte bine în Suedia, și se vede că are impact asupra și altor lucruri. Are impact asupra criminalității, are impact asupra culturii, are impact asupra vieții, că poți să-ți întemeiezi o familie mai devreme sau poți să faci niște lucruri pe care în mod normal nu le-ai fi făcut, te muți de la părinți mai repede, habar n-am. Deci ai niște chestii de tipul acesta care se pot întâmpla, tocmai grație faptului că îți merge economia și că ai o prosperitate mai mare și că nu suferă o clasă de oameni care până la urmă sunt viitorul societății, că e tinerii, bătrânii și ei ajung să fie populația activă, adică let's not kid ourselves. Da, plus că ai mobilitate mai mare, da. Mobilitate economică, mai rapidă. Da. Aici ajungem și poate la o discuție la care avem noi doi divergențe, a legat de imigrație în țări precum Franța. Deci gândește-te că un emigrant în Franța, ăla
vine într-o zonă în care deja e defavorizat. Deci el e exact clasa aceea cea mai afectată de salariu minim. Franța e o țară care are piața muncii extrem de reglementată. Adică pe lângă salariul minim ai 15.000 de reglementări care îți fac angajarea nerentabilă. Adică pentru un business să angajeze un om e o decizie strategică. Ori în momentul când devine o decizie grea, ăla nu mai angajează. Angajează rar când știe 100% care are nevoie și toate problemele care decurg de acolo. Deci, evident că ai o populație enormă în șomaj. Deci în zonele acelea de non-drept, acolo e șomajul de peste 50% în rândul tinerilor. Deci n-ai absolut nicio șansă ca tânăr acolo. Tocmai din cauza acelorași politici socialiste care apoi zic că vrem să încurajăm incluziunea. Păi tu o blochezi, știi? Plus că salariul minim, mai ales cât e foarte mare pe comparație cu țara de origine, e mică a lui. Șansa ca ăla să se integreze în restul societății scade vertiginos. Pentru că dacă se mută unul din Somalia în Suedia sau în Franța, pe la când să învețe suedeză sau franceză? Dacă la muncă nu poate merge pentru că nu se poate, în Suedia poate, dar nu vrea. În Franța, chiar dacă vrea, nu poate. Când? Cu cine să interacționeze? Exact. La muncă înveți cel mai repede. Asta e absolut. Pentru că într-un sistem capitalist în care ai avea genul acesta de integrare, ar putea, nu știu, vin somalezi în Franța, în Suedia, așa, cineva îi constată, băi, ăștia sunt forță de muncă ieftină, uite, de ce să automatizez cu 100.000 de euro când poți să-i plătesc pe ăștia mai puțin și lucrează ei același lucru și apoi și ai incluziunea și a lor în societate, ei au incentivul să învețe limba și suedezii sau localnici au incentivul să învețe limba numai ca să facă acest bridging the gap, să poată colabora, să poată accesa această forță de muncă. Deci ai stimulentele, iarăși se aliniază bine peste tot. Doar că, na, nouă nu ne plac genul de sisteme care se aliniază natural, ci le vrem pe astea artificial și astea nu merg. Bun. Hai să mai rămânem un pic în zona partizană. În timp ce Dacian Cioloș și-a fondat propriul ONG, Asociația 100, parcă să Platforma 100, știu care vede în Consiliul Director al ONG-ului, sunt și câțiva foști miniștri. Între timp, Alina Gorghiu, prezentarea noastră, zice că Dacian Cioloș, citat, ar fi putut să întoarcă serviciile pe care PNL le-a făcut înscriindu-se în acest partid. Am încheiat citatul. Tu știu că ești fan Dacian Cioloș. Cum vezi lucrurile astea? Nu știu că de multe, deci nu știu cât de multe servicii a făcut PNL-ul. Da, asta te luam și eu care. Am fost consilier Ministrului Finanțelor anul trecut și pot să zic că de la PNL nu am avut foarte mult suport, poate în ultimele luni am început să avem niște suport, pentru că și-au dat și ei seama că n-avem cu cine să mergem în alegeri, oh fuck, hai să ne ducem cu Dacian Cioloș. Dar până atunci au avut aceleași gen de inițiative cretine de tipul conversia creditelor forțată în CHF la cursul istoric și chestii de tipul acesta. Aceleași gen de șicanări care le făcea PSD-ul, le făceau exact și ei. N-aș vrea foarte tare să dau o PNL că, bun, ei acum sunt încearcă să regăsească, eu sper să regăsească, sper ca aripa Câțu, dacă există o aripă Câțu, să reușească să îi dea partidului acesta tenta liberală, care e de bine de rău numele lui și care a fost total uitat, adică nu mai are nicio... Incidental mai sunt liberale acum, dar da, exact. Adică orice partid poate mai are o chestie liberală, dacă te uiți așa, și un partid comunist poate mai are o chestie liberală. Dar dacă e incidentală, mersi, nu aia căutăm. Să fie mai pregnant liberal, deci da, eu am fost fanul lui Cioloș și sincer sunt printre cei care susțin venirea lui în USR. Cred că ar fi un plus, cred că ar fi o locomotivă și mai ales cred că în lumea politică în care suntem, dacă vrei vreodată să schimbi sistemul acesta, trebuie să ajungă niște oameni care măcar să n-aibă constrângile pe care le-au ăștia de acum, adică să nu fie șantajabil mai ales și să nu fie avut un interes activ în menținerea sistemului. Că ei apoi poate se vor obișnui și ei au metehnele, cert, e o posibilitate, asta nu... E o posibilitate, sigur, că puteai acolo, Exact. Dar măcar dacă vii cu optica, că băi, uite, sistemul e prost, uite așa, măcar apoi cineva să zică, păi și tu ce ai făcut, mă? Că n-ai făcut decât să l-ai schimbat pe ăla și te-ai pus pe tine în sus, după 2 ani n-ai schimbat nimic la sistem. Poate să te tragă cineva de mânecă pentru că tu ai avut un discurs de schimbare. Cu ăștia la alții n-avem nicio șansă de schimbare, deci, da. Na. Bun. Externe, cum vezi acum în interviul precedentul mi-ai spus că USR-ul în genere e pro-EU și pro-NATO, acum știu foarte din poziția mea, e pro-NATO 100%, pro-EU minus 5000%. Cum vezi noua ideea asta a Europei cu 2, 3, 4, 5 viteze?
Și asta pe lângă cum o vezi tu, cum o vede USR-ul? Există un consens în chestia asta? Că eu vădesc că ați discutat subiectul ăsta. Nu l-am discutat organizat, deci l-am discutat așa incidental, fiecare cu fiecare. Trebuie spuse două lucruri. Eu, principial, și că au fost cele 5 scenarii prezentate de Juncker. Și cred că faptul că există genul acesta de discuție acum e tocmai ca urmare a celor politicieni populiști de care nu ne place, Brexit-ului și toate astea. Și atunci, din cauza decizilor ca mine, care ani de zile spun UE. Și care au reușit să pună problema pe tapet, pentru că... Așa zisele elite, că eu nu pot să le numesc elite pe acestea. Ei sunt, deci, dacă un politician nu e o elită, după mine. Da? Un om ca Zuckerberg, un om care a făcut ceva, care a trecut testul pieții, ăla e o elită. Da? Și poate fi o elită mai mică sau mai mare, adică și un om care, nu știu, restaurantul în care suntem acum aici, din moment ce a reușit cineva să-l pună pe picioare, să ne facă pe noi să alegem să venim aici, să facă pe alții să aleagă să-și dea bani, ăla merită respect. Faptul că... Și că ajungi mai puțin la nivelul Uniunii Europene unde trebuie să pierzi alegeri ca să ajungi în viața. Iată, acolo sunt, da, cum zicea Daniel Hannan, cred. Da, și Hannan și Fahar și mai mulți au spus. Case in point de Donald Tusk, care după ce a fost respins de mai multe ori de propriul lui popor, a fost acum reales președinte al Consiliului European cu un vot împotrivă din partea propriului lui popor. Da. Trebuie să pierzi ca să ajungi acolo. De asta cu elitele e mai complicat. Au forțat să pună pe tapet aceste scenarii în care le știi și tu, sunt cele 5. Unul e as is, mergem exact ca până acum, altul e just a single market, așa. Da, da. Și oricum, ideea asta de tipul free movement of goods, capital, people and services. Deci, practic, așa și atât. Și fiecare își face treaba lui. Ai Europa cu mai multe viteze. Cine vrea să facă chestii, le face. Cine nu, nu. Again, something that I'm fine with. Adică n-aș avea neapărat o problemă. Mi se pare că apoi mai ai... De fapt, nu mai știu care era al patru. Da, a cincea știu că este integrare și mai mare, deci Europa este tot, armată, de toate, da. A patra nu mai știu ce e, da. Dacă mă întreb pe mine principial, mie îmi place ideea asta de laboratoare de democrație. Eu nu știu care sistem de reguli mai bun. Bineînțeles, susțin regulile mai liberale. Dar, nu știu, poate, dacă mă întreb pe mine, sincer, reguli de urbanism, unele poate la un moment dat trebuie să existe, de tipul homeowners associations, care își pun casa la urmă. Descoperim legea, exact. Și nu știu exact care e. Și context dependent. În Norvegia îți permiți să mergi mai mult înspre socialism, pentru că oricum ai petrol cât să hrănească de 5 ori populația în Norvegia. Exact, exact. Aceleași măsuri nu ți le poți permite în Suedia, unde nu există deloc resurse de genul ăsta. Exact. Și așa mai departe. Deci, vorba aia, cultură identică. Nu mai vorbim să implementeze reguli norvegiene în Italia. Da. Și, în general, dacă te uiți, zonele din istoria omenirii, zonele care s-au dezvoltat cel mai tare, sunt tocmai alea care au fost care s-au permis mici laboratoarele democrației, în care să testăm regulile, să vedem ce merge mai bine, descentralizarea asta, federalizarea asta, deci ai avut Grecia antică, care era o zonă extrem de descentralizată, erau cetăți, stat, adică orașe, stat, cetatea era unitatea administrativă, da, el se aliau între ele, se mai băteau între ele, făceau chestii. Ceea ce a fost o problemă din punct de vedere militar, later down the road, da, ca reguli și ca dezvoltarea a tot ce înseamnă matematică, științe, cultură, a fost acolo. Italia medievală, Germania, toate zonele cu cât sunt mai federale, Elveția, nu mai zic, deci multe mici cantoane, fiecare cu regulile sale. Adică, mie îmi place ideea asta. Mie îmi place ideea de Laboratories of Democracy, ca, cum ziceau Founding Fathers. 50 Laboratories of Freedom. 50 Laboratories of Freedom. Acum nu știu dacă e Freedom, cum le-ai dintre poate mai sfârșit există în California. Sunt Laboratories of Freedom. Pe vremea lor nu există. Pe vremea lor nu era așa. Da, corect. Dar ideea asta, deci practic, mie îmi place ideea asta de a fi un free market, de a fi, ok, free trade cu toată lumea, movement of goods, services, people and capital, dar să ne facem noi singuri regulile, cât mai aproape de noi. Pentru că dacă le faci mai aproape de oameni, chiar și o regulă care o faci cu cele mai bune intenții, tot va fi un one size fits all pentru toată lumea și va ne mulțumi. Unii o vreau mai așa, unii mai sus, unii mai jos și unii deloc. Și atunci, măcar dacă o faci mai aproape de oameni, minimizezi acele disconforturi și dai și o putere mai mare oamenilor să o influențeze. Una e să votăm unul între 20 de milioane și una e să votăm unul între 100 de mii. Hai să zici că tot un vot e puțin, dar mă rog, e o scară mai mică, în 100 de mii, mai vorbești cu prieteni, mai faci o campanie, mai convingi ce oameni, ai o șansă. Dar așa eu pot să vorbesc cu prieteni așa, strâng 1000 de oameni, la 100 de mii, 1000 deja am 1%. La 20 de milioane, tot nu mă văd. Deci, na.
Cumva, cred că stimulentele sunt mai bune, dar trebuie menționat că în cazul României, prezența comisiei și regulilor comisiei au fost extrem de binevenite la populismul și la stupiditatea unor legi care au trecut prin Parlament. Deci de tipul 51% produse locale care pică din cauza comisiei. Conversia forțată a creditorilor în CHF pică din cauza comisiei. Adică măcar ai check and balance-ul ăsta care dacă îi lași pe ăștia, le lași ăstora mână liberă, ăștia provenind. Deci ei și atunci când încearcă să facă o lege bună, sinceră, ei tot eșuează, pentru că ei au metehnele astea din comunism, au, chiar dacă ei zic, suntem capitaliști acum, ei nu înțeleg ce e capitaliști acum, ei înțeleg capitaliști acum că sunt partide și se votează, deci ei nici măcar nu conștientiz, nu înțeleg, nu înseamnă aceleași lucruri. Exact, și atunci zice că Uniunea, Comisia Europeană, până una alta, în România a fost un factor și un vector de aplicare unor reforme bune, liberalizarea energiei, chiar dacă a fost prost făcută în multe chestii și e o segmentare forțată, deci tipic e Uniunea Europeană, să forțăm concurența cu forța și chestii de tipul ăsta. Așa. Adică sunt niște chestii care sunt rele, oricum sunt la lumină mai bune decât erau în România înainte. Da, nu, e momentul ăla când ești mai la stânga decât Comisia Europeană și noi avem des situația asta, mai ales în economie. Din păcate, în domenii sociale nu, de obicei România e mult mai atrată decât Comisia Europeană. Da, dar în economie și o chestie. Uniunea Europeană, în unele chestii, să știi că chiar îți permite să ai, să ai măsuri foarte liberale. Și uite, de exemplu, dacă ne uităm, o măsură care mi-ar plăcea mie foarte tare este să se liberalizeze masiv piața muncii în România. Este un mare motor de creștere și cu influențe, așa cum s-a zis, peste tot. Și în criminalitate, și în incluziune, și pentru toate lucrurile bune la care ne gândim. E, de exemplu, să avem o piață a muncii, că unii oameni zic, păi nu poți, că sunt directive europene, nu te lasă, nu știu ce. De unde? Uite-te la Danemarca. Danemarca are printre cele mai... Suedia, cum ai zis tu acum. Danemarca știu că în ratinguri, eu mă uit la Danemarca, că știu, de obicei în toate clasamentele astea... Danemarca stă rău la ease of doing business, dar la labor force... La labor force, exact. La zona asta... E superb acolo, știi? Au sistemul ăla Flexi Security, care când au încercat să-l aplice în Franța, le-au zis ăștia, păi ce facem? Adică toate sindicatele pierdeau și la ei sindicatele sunt mega puternice, adică nu te pui pe el. Deci, practic, știi, adică Uniunea Europeană nu e dracu atât de negru cum îl vedem, are într-adevăr niște chestii nasoale, dar care la noi, dacă ne lași liberi, suntem și mai jos, probabil. Și atunci, știi, în zona euro, ne putem permite, la fel cum și-a putut permite și Danemarca anumite chestii, pentru că nefiind în zona euro, ești mult mai puțin supus vrăjelilor de doi scuipați pe care le putem cere banii de obicei. Că veni vorba de zona euro, Teodor Meleșcanu a afirmat ieri, mă rog, din nou, noi suntem pe 11 martie când filmăm acum, a afirmat pe 10 martie că România îndeplinește, citat în mare măsură, criteriile de aderare la zona euro, dând un orizont de timp între 5 și 10 ani pentru adoptarea fostei bănci germane cu pretenții de monedă independentă. Ți se pare rezonabilă, plauzibilă treaba asta și, în general, consideră oportună adoptarea monedei euro de către România? Deci eu aș vrea doar să zic că mi se pare amuzant că de fiecare dată când vorbește un politician, inclusiv Mugurii Sărescu, în 3 ani o facem, după 3 ani. În 3 ani o facem, după încă 3 ani. În 2 ani o facem, după încă 2 ani. După 5 ani o facem, adică da, tot timpul... E convine situația asta. Exact, deci asta apoi depinde de opinia pe care o ai despre moneda euro. Acum, după cum știi și între libertarieni, există o discuție dacă pro sau anti-euro. Cel mai pro-euro libertarian așa este Jesus Huerta de Soto, care susține euro ca un mecanism care mai limitează guvernele. Că el zice, băi, eu niciodată înainte de euro nu-mi imaginam că o să văd ministrul muncii plângând la televizor că nu poate să crească nu știu ce cheltuieli și nu poate să facă nu știu ce asta în Spania. Pe când cu euro, uite că îi constrânge ceva să o fac. Eu, în schimb, sunt de cealaltă, dar eu sunt mai sceptic de moneda euro. Eu zic că în absența monedei euro, țări precum Grecia nu ar fi putut ajunge în halul în care au ajuns, tocmai pentru că nu și-ar fi ascuns inflația la scara zonei euro și s-ar fi văzut imediat în cursul de schimb. Plus că și-ar reveni mai repede. Pentru că acum a devenit, nu știu, un dolar, 100.000 de drahme și începe creșterea de acolo. Și-ar reveni mai repede pe cartea ta. Și atunci, de fapt, motivul pentru care ar deveni mai repede nu este trecerea la euro sau nu, este să recunoască falimentul. Lucru care e o chestie care toată economia mondială va trebui să o facă sooner or later. Avem triliarde de datorii, de dolari de datorie, care au crescut vertiginos în ultima vreme. Sistemul nu crește cum
trebuia să crească dacă luai keynesianism, uite, am injectat atâta lichiditate și deci ești la o creștere absolut anemică comparat cu triliardele care au fost pompate în economie. Și, na, aici ne ducem poate în altă discuție de care va fi viitoarea criză și când va veni criza aia finală. Aia o lăsăm pe iunie. Zic okay. Cu moneda euro. Poate deci nu, deci eu sunt printre partizanii monedei naționale. Mă gândesc că e cam... Pentru mine e ceva de genul, bă, concurența e bună, da. Cum stau locurile natural? Cât mai multe monede în cât mai multe teritorii și să populeze monedele între ele. Asta se zice într-un cadru fiat. Într-un cadru fiat, că uite, aurul în secolul XIX, aurul era omniprezent. Deci în Argentina făceai tranzacții, ok, se numea altfel, dar de fapt era tot gramaj de aur, că ziceai un Ludovic, un dinar, un nu știu ce, de fapt erau diferite cantități de aur acolo. Deci, practic, asta e paradoxul cumva. Că, dar nu, nu, paradoxul e secolul XIX, a fost și tuturor la un moment dat. Așa e, dar și acum tuturor e mai microeconomic, în pușcării. Pușcării, exact. Mai țin în pușcării de unde a fost interzis și acolo acum a scheie. Da, exact. O economie, o să știa cel mai monetizabil bună velă. Dacă cel mai monetizabil bun e țigare, e țigare. Dacă cel mai monetizabil e aurul, e aur. Și aici, uite, de exemplu, că am avut discuția asta puțin înainte pe drum, eu cred că și Bitcoin-ul are o șansă bună, știi, acolo să ajungă, măcar ca check and balance din ăsta de tipul monedă de bancă, de tipul banca are Bitcoin-ii, ți dă fizică, ziceai, și măcar e limitată că la un moment dat faci redemption. Îți dăm Bitcoin-ii și ea zice, băi, nu iau. Și dă faliment, știi. Aș zice că moneda este un lucru care în mod natural evoluează spre monopol, dar nu e un monopol al unui om, ci un monopol al unui lucru care e pus ales ca fiind cel mai monetizabil. Că îți dai seama că dacă toată lumea funcționează cu aur sau euro sau ce, că așa e, eu vin la tine și zic, uite, ia un Claudiu. Și ăsta e exemplul lui Rothbard. Și dacă tu îmi zici, nu, fugi mă de aceea, și zic, bine, hai că mai pun niște zeu, ia un milion de Claudiu. La fel îmi zici, are you crazy? Asta mă face, eu vreau aur, vreau euro, vreau Bitcoin, vreau ce vreau eu, știi? Adică, da. Bun, că ai zis de Rothbard și aici o să ne mai întindem un pic și cam atât da. După aia. De ziua lui Rothbard te-ai pus pe Facebook o imagine cu no taxes, da. Ceva. Și mă rog, a fost vreo câțiva care au zis că nu te-ai maturizat odată cu funcția. Eu am, da. I chuckled a little bit la chestia aia. Cum, și atunci știu că mă mi-a plăcut, dar de asta am ținut minte Fredul, pentru că tu ai răspuns mai, așa, zile și ăla care scuteam, zile că-s proști, zi mie că-s nebun, că pun imagini cu Rothbard până în taxis, zi că merge așa, e bine. Acolo mie s-a părut un hint că înțelegi, sau măcar încerci să înțelegi subiectul cu culture wars. Cum vezi lucrurile astea? Da, mi se pare că... Deci culture wars exist și, cum ai zis-o și tu în ultimul interviu, nu mai știu, ai zis al cui era citatul, dar nu mai știu al cui, că cultura este în... că politica este navalul culturii. Adică mai întâi e o schimbare culturală și apoi este o schimbare politică. Așa, Andrew Breitbart, ok. Ah, da, iată că trebuie să-l ținite că e și site-ul cu același nume. Sunt total de acord cu chestia asta. Atenție, pentru oamenii care m-au criticat, sunt și cei mai ipocriți, să zic așa, pentru că pe de o parte se așteaptă ca oamenii să nu-și schimbe opinia în momentul când ajung într-o funcție de reprezentare. Deci eu n-am funcție executivă, da? Eu nu zic, nu dau ordine, nu fac o chestie asta. Eu doar îmi exprim opinia pe niște proiecte lege și pot să inițiez proiecte lege. Asta e tot ce îmi conferă funcția asta. Se așteaptă cumva în momentul când ajungi în funcția asta, pe de o parte să ții promisiunile, să fii același om, dar pe de altă parte dacă ești același om, nu e bine. Și te critică. De fapt, sunt aceiași oameni care mă criticau și mă jigneau înainte, care mă jignesc și mă critică și acum. Nu cred că am pierdut nimica și cred că mai degrabă ce e cel mai important, chit că am succes, chit că nu, este conștiința proprie. At the end of the day, dacă mă pot uita în oglindă să-mi zic, bă, am făcut ce trebuie sau nu. Ceea ce nu înseamnă să fii tot timpul să ai pe linia 100% libertariană, poate să mai fi și deschis compromisului, mai ales că dacă nu mai ești ONG-ist, nu mai ai genul de libertăți pe care aveai înainte, acum faci parte din un grup și dacă chiar vrei să avansezi un proiect de lege, nu poți să fii extrem cu el. Trebuie să-l aduci la... Există practical politics. Există, cum ziceai tu la un moment dat, acel Overton window. Și până la urmă miza culturii este să mute acel Overton window și miza politicii este să se afle în el în partea cât mai apropiată de bine. Eu pot să joc în ambele tabere cum joc în ambele tabere și de-aia și de exemplu de ziua Rothbard mi-am pus asta, mi-asum identitatea asta. E un autor care mie cel puțin mi-a schimbat viața, adică după ce l-am citit
prima oară, mi s-a părut că e, acolo aveam răspunsul la niște întrebări pe care mi le puneam. Într-adevăr, sunt niște întrebări mai evoluate, adică nu poți să citești direct pe Rothbard, că nu înțelegi nimica și vei interpreta 100% greșit. Și mai e un lucru, într-adevăr, Rothbard greșește cu multe chestii, adică și eu nu sunt de acord cu multe chestii pe care le spun, dar e un cadru pe care l-a dat și sunt niște răspunsuri la întrebări pe care le-a dat care mie mi se par valide. Nu există oameni, da. Oamenii nu sunt perfecti. Exact. Și fiecare cum construiește puțin unde a lăsat la altul. Da, și la un autor, și la un canal de YouTube, și la o carte, și la orice ar fi, bă, dacă are sens măcar 70% din timp, deja e mai mult decât recomandat. Totul e bine. Fix ultima chestie și după aia putem închide partea cu cash-ul. Eu am un conflict foarte mare cu toată lumea, în special cu oamenii hip din localitatea asta în care ne aflăm, în București. Pentru că nu, eu sunt cu cash-ul. Eu nu înghit conceptul de ca să plătim cu cardul, că ne plătim cu telefonul, nu plătim. Trebuie să stea la mine, îmi pot oferi, să-l pot mângâia, să-l înțeleg eu. Că de asta spuneam că discutam noi când veneam cu acest perioadă despre Bitcoin, bă, dacă există o poținere, variantă să fie fizic, ca să fie complet discret. Pentru că atare, dacă eu îți dau ție 10 lei după ce am închis camera, nu știe nimeni nici că ți-am dat eu 10 lei, nici că tu ai primit 10 lei. 10 lei doar există. Acum doar pentru că există infracțiunea, nu-mi dai niciun 10 lei. Nu, da, înțelegi ce vreau să spun. Da, asta e un aspect care e foarte important al cash-ului și care trebuie să rămână. Da. Că, și cred eu că exact cum a fost cu situația cu muzica pe, da, pe discuri versus pe MP3 player sau pe iPod. iPod-ul a înlocuit discurile și casetele numai în momentul în care a putut să îndeplinească aceeași funcție. Și anume că pot să o car cu mine anonim fără să fiu conectat la curent și la internet și la iTunes. Abia atunci au decolat chestia asta. La fel și în cazul ăsta cu Bitcoin-uri sau orice alte monede, cred că ele vor decola numai în momentul în care vor putea să îndeplinească în totalitate funcția cash-ului. Și anume discreție. Altfel mai slăbuți. Acum, hai să zic, deci, practic, pe cât nu sunt de acord cu tine cu chestia asta și sunt un fan al plății cu cardul, sunt un fan al Bitcoin, pe atât am o alergie la legile de stat care încearcă să impună viziunea aceasta. Recent, și mă gândesc că poate și la asta faci referire, este un proiect de lege pe care l-am cosemnat și pe care l-apăr și îl susțin și pe care am avut lobby intens să nu facem așa ceva și să nu susținem. Este o modificare la legea cashback-ului. Legea cashback-ului e o lege care a apărut anul trecut, susținută de sistemul bancar și de Visa și Mastercard, care practic obligă firmele care fac comerț cu amănuntul să aibă POS dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro. 10.000 de euro e infim pentru o firmă, adică da. Practic toată lumea. Da? Înainte era la 100.000, ei așa fac. Mai întâi pun o chestie, zic, oricum te afectează, nu știu ce, o bagă și apoi mai modifică un mic detaliu, care de fapt face toată diferența. Pentru că la 100.000 toate firmele care au 100.000 de euro cifră de afaceri, în general își pun și POS pentru că vor să ofere serviciul ăsta clientului să nu piardă un client. Și atunci miza mare era să scadă chestia asta. Un coleg din PSD am văzut că vrea să se gândește să facă astfel de modificare și l-am încurajat foarte mult pentru că una e să vină de la mine legea, una e să vină de la ei. A căutat semnături, a găsit, am consemnat și eu, i-am zis că eu te susțin, eu susțin chiar abrogarea legii astea, adică nu mă interesează că ne întreba cineva, dar de unde ați venit cu pragul de 50.000? I don't care de pragul de 50.000, eu vreau să nu existe prag, deci, dar 50.000 e mai bine decât 10.000, deci o să îl susțin, adică dacă this is the best I can do, I'm going for it. Exact. Deci, practic, și mi-am luat multe castane și ai văzut și pe Facebook, au început, au izbucnit... Nu pot să zic socialiști, că nu ori fi toți socialiști, dar susi evaziunea. De unde? Evaziunea nu se schimbă la chestia asta, pentru că evaziunea majoritară este pe piața muncii, care se plăti la negru sau la gri, adică un salariu minim și diferențația de mână. Și oricum oamenii care își iau salariul astfel și au venit astfel, nu se duc imediat la bancă să-și pună banii ca apoi să cheltuiesc cu cardul, îi cheltuiesc tot cash. Deci nu faci decât să-i obligi pe aia mici. Iarăși, argumente din partea băncilor și vânzătorilor de carduri, de Visa și Mastercard, că de fapt POS-ul nu costă, că e oferit gratuit. De unde? Asta e o chestie de model de business. Că nu, că el nu-ți ia bani efectiv și e ca la UPC, dacă ție îți dă modemul gratuit. Dar de fapt tu plătești un abonament și ei marja și-o fac acolo. Și PlayStation-ul e vândut în pierdere de către Sony, dar marja și-o face pe jocuri. Adică e un model de business, deci nu-mi zi mie că asta e doar o diferență contabilă, că tu ți pui undeva. Tu, economic vorbind, tu nu subvenționezi societatea că ești bun. Tu ai un interes acolo. Și eu nu am nicio problemă să ai de un interes. Exact. Eu am o problemă în momentul când el încearcă să-și forțeze produsul sau
să-și caute interesul prin intermediul statului. Știi? Și le-am explicat lucrul ăsta, am dat metafora asta a periuței de dinți, am zis dacă igiena orală la România e proastă, foarte proastă, mediul rural e dezastroasă, toate statisticile orale. Dacă tu mâine faci o lege în care zici toate magazinele sunt obligate să vândă și periuțe de dinți, cu aceleași argumente, că dacă omul vrea să plătească cu cardul, dacă omul vrea nu știu ce, ce faci? E libertatea clientului. Nu e libertatea clientului. N-ai un drept pozitiv să plătești cu cardul, n-ai un drept pozitiv să poți să cumperi periuțe de dinți de oriunde. Da? Poți, deci exact ca și periuța de dinți, poți să zici, bă, în loc de plată cardul, înlocuiești cu altă obligație. Din asta care 99% din oameni să fie de acord. Că, da, sau mulți oameni s-ar fi de acord cu periuța de dinți. Știi? Adică, până la urmă, that's not the issue. The issue este să nu creezi o clasă de privilegiați care să aibă produsul băgat cu forța la oameni, ci să trebuie să-i convingă să-l adopte. Dacă el se duce la ala vânzătorul cu 10.000 de euro cifră de afaceri și zice, băi, uite, ți-l ofer super ieftin, banii îți vin rapid, toate astea, așa, poate la alia, el trebuie să decide costul de gestiune, mentenanță, bine, se ocupă banca, dar tot e un hassle, că trebuie să suni, trebuie să te programezi, să vină echipa de la bancă, adică toate chestiile astea, lasă-i pe ei să decide. Why? De ce trebuie să fie o chestie cronică capitalistic în care să dăm un privilegiu unora care apoi, după ce l-au, nici măcar nu mai au interesul să inoveze, să fie mai bun, pentru că l-au deja, prins clientul. Deci, piață captivă care, per tot, pe termen lung, e posibil să fie chiar mai dăunătoare plății cu cardul și toate astea, pentru că îi pui pe ăștia într-o situație de complezență, pe când așa îi ții într-o situație de concurență, omul are de opție. Da, păi nu, deci atenție, legea acum e cu pragul de 10.000, că au reușit să o schimbe anul trecut. Nu mai asta, dar mă gândesc la, de exemplu, unul din motivele pe lângă faptul că n-am încredere în bănci ca regulă. Standardul meu absolut este băncile sunt cancer, sunt un rău necesar, așa văd eu băncile. Dar pe lângă detaliul ăsta, problema e strict de securitate. Băncile, inclusiv astea foarte mari, gen Citibank, RBS, adică bănci foarte mari, noi fermăm la bănci micuțe din România. Au avut probleme. Încă și rulează toată operațiunile pe Windows XP conectat la internet, iartă-mă, dar nivelul de siguranță a șecherilor mei prin astfel de ei este nimic. Și atunci tu vii stat și mă forțezi să am încredere în așa ceva, când eu știu foarte bine cum arată din spate, din internet. Nu. Da. Și la fel stau lucrurile numai în România. Iată, deci, ți-am zis, eu tot am încredere ceva în sistemul bancar, ce puțin pe partea asta de securitatea datelor, dar n-am încredere în el în sensul de tot ce înseamnă rezervă fracțională și toată problema asta sistemică care o face. Deci, practic, mișcarea asta no cash, fundamentally, de a elimina cash-ul, are problema asta că, unu, de elimină cash-ul, tu nu mai ai un check asupra sistemului bancar, un check extrem de important, care era cash-ul până acum. Într-adevăr, poți să ai regulile prudențiale, că îl verifici pe ăla câte credite a dat, câte depozite a luat, e Banca Națională. Dar Banca Națională e un check and balance mult mai slab decât cash-ul efectiv, care cu Ana poate să tipărească cât vrea. Deci, practic, și acum e un check and balance slab, dar măcar mai există ceva, știi? Adică, da. Și al doilea e de surveillance. De faptul că dacă nu ai cash, tot ce faci este vizibil sistemului bancar, statului și oricărui om răuvoitor care are niște poziții de putere în sistem. Sau chiar și în afara lui, pentru că hack nu trebuie să-și dată destul. Exact. Bun, cam atâta deocamdată. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit așa relativ din scurt. Mulțumesc și și, nu știu, în iunie, sunt drum spre Sfeghistan, poate mai facem și după aia următoarea dată neapărat, hai poate te convinc să spui pe aia mai scritul la ok, noi în mai avem vin la Cluj în mai. Ah, serios? Da, avem congresul partidului. Foarte, deci, poate în mai. Da, poate în mai. Da. Acum e comentariu asupra congresului. Da, foarte drăguț, foarte drăguț. Dacă te interesează congresul din partid, totuși mic, adică mai a treia partidă. Nu, bine, s-ar putea chiar să vin și la congres, vin cu Alin de la Preța Locală, s-ar putea să vin chiar și la congres. Dar ai mâna, Lucia, te vedem în mai, mai bine, putem să comentăm congresul după aia, eventual pun pe canal întâi congresul și după aia comentăm. Așa, foarte drăguț. Bun, cu acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție. Am stat la ceea ce cu Claudiu Năsăi și ne vedem curând. Servus! La revedere!